Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi vom conduce una din preferatele mele din gama BMW în ziua de azi și știu că mare parte dintre voi veți fi surprinși, dar mie îmi place la nebunie seria 6 GT. Motivul pentru care spun că probabil unii dintre voi veți găsi iubirea mea pentru acest model un pic ciudată, sigur că are de-a face cu ceea ce propune seria 6 GT. Istoria acestei mașini începe practic în 2009. În 2009, când începea să apară pe piață F10, seria 5-ul precedent, BMW deja începea să tatoneze terenul pentru a lansa o mașină de tip GT în gama seria 5. De altfel, F07, care a fost seria 5 GT înainte, a fost lansat aproape înainte de versiunile sedan și touring ale modelelor clasice din gama seria 5. Și era o propunere complet nouă. Era singura mașină și cred că în continuare rămâne una din puținele mașini oferite de BMW cu un profil în spate de fastback. Ce este un fastback? Ca să fac lucrurile cât mai simple, este un fel de cupe, dar care în partea din spate, în loc să aibă un portbagaj care se deschide normal ca la un sedan, acesta se deschide cu tot cu lunetă și poartă denumirea de fastback. Mașini de genul ăsta veți vedea și la alți producători. A5-ul de la Audi, de exemplu, este un fastback, A7 este un fastback și forma asta are rădăcinile undeva prin anii 60, unde, de exemplu, Ford Mustang era un fastback și încă este și în ziua de azi prin definiție. Ei bine, seria 6 GT, vă spuneam că și are originile undeva în 2009. În 2009 apărea seria 5 GT, care a fost urât de foarte multă lume și nu folosesc termenul urât cu privire la designul ei, ci mulți oameni nu suportau mașina aia, aveau ei o problemă personală cu ea. Asta venea din forma mașinii, pentru că zona din spate, deși partea din față era foarte apropiată de ce propunea un seria 5 normal, zona din spate venea cu o formă foarte butucănoasă și cu un haion care se deschidea foarte interesant, avea o porțiune care se deschidea exact ca la un sedan, deci puteai să ridici doar partea, doar acoperiș, doar portbagajul clasic și puteai să deschizi tot haionul. Dar seria 5 GT mie mi-a plăcut încă de la început, mi-a plăcut pentru că era un fel de seria 7 foarte confortabil, dar la un preț mai bun și în spate chiar într-un seria 5 aveai mai mult loc decât într-un seria 7. Și această mașină venea cu aceeași suspensie ca pe seria 7 pe puntea spate și era extrem de confortabilă la un preț super decent. Mai mult decât atât, după părerea mea, se conducea mai bine decât un seria 7 pentru că avea o platformă un pic modificată. Ei bine, trecând peste asta, eu chiar am avut și un conflict de opinie cu fostul patron de la o publicație unde lucram. Când am făcut review la seria 5 GT facelift, am lăudat foarte mult mașina pentru că mie mi-a plăcut și el nu era de acord cu opinia mea și am avut o ceartă foarte mare. Facem un fast forward și în 2017 apare seria 6 GT. BMW a decis să schimbe nomenclatura, deși platforma de dedesubt este tot pe aceeași platformă, clar, este tot de seria 5, un pic mai lungă, și a decis să includă acest tip de caroserie GT în cadrul seria 6. Și am obținut seria 6 GT. Seria 6 GT, care a crescut un pic în dimensiuni față de seria 5 GT, seria 5 GT era deja o mașină mare, avea aproape 5 metri, 4998, ceva de genul ăsta, de milimetri, iar seria 6 GT a depășit bariera de 5 metri, pentru că a mai câștigat încă 87 de milimetri în plus în lungime. Și este o mașină mare, rivalizează aproape cu un seria 7 ca dimensiuni și vine cu suspensie standard pe aer și vine cu foarte mult confort, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Dar în 2020 seria 6 GT a primit un facelift. Iar în acest moment, dacă vrei să-ți cumperi un seria 6 nou, asta este singura mașină pe care poți să-ți o cumperi. Pentru că, așa cum știți, seria 6-le coupe, grand coupe și decapotabil, toate trei au fost înlocuite de seria 8 coupe, grand coupe și decapotabil. Și noi am luat la plimbare mașina asta într-o culoare superbă, se numește Tanzanit Blue, nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar este un albastru închis. E o mașină
cu facelift, așa cum vă spuneam. Ce înseamnă faceliftul pe CR6 Gran Turismo? Înseamnă că avem faruri noi cu acest design nou pentru Corona Rings. Avem toată bara din față nouă. Noi aici avem echiparea M Sport, care vine cu niște guri de admisie pe lateral agresive. Avem o grilă nouă. Practic toată partea frontală s-a schimbat. Pe lângă asta am primit tehnologie nouă, un ecran nou și mai mare la interior, lucruri despre care vom vorbi mai târziu. Dar mașina asta este o configurație de top, este un 640D X-Drive, care pornește de pe la undeva la 80.000 de euro și configurația asta este 110.000 de euro. Pe ea mai avem pachetul Executive Drive, care îți aduce suspensie adaptivă cu modul de rulare Comfort Plus. Avem pachetul M Sport, care costă undeva la 6.000 de euro, dacă mi-aduc bine aminte, pe mașina asta, care vine și cu frânele ceva mai mari și cu etriere vopsite roșii și cu foarte, foarte multe opțiuni despre care vom vorbi mai târziu. Dar ce face specială mașina asta este partea din spate. Așa cum vă spuneam, spatele lui seria 6 GT este cel special. Pe lângă forma acoperișului care coboară și îi dă caracterul de fastback, avem un design un pic mai butucănos aici în spate, dar comparativ cu prima generație seria 5 GT și cu a doua, cu faceliftul, eu zic că seria 6 GT arată foarte bine. Îmi place cum sunt sculptate aceste faruri, aceste stopuri în partea din spate, îmi place forma lor, îmi place masivitatea mașinii. Așa cum ați observat probabil deja, aici avem un eleron. E un eleron activ care se poate porni și opri din mașină. Eu l-am ridicat special pentru a vi-l prezenta. Nu mergeți cu el ridicat dacă nu e nevoie. El se va ridica automat la viteze mari, peste 110 km la oră, pentru a oferi spatelui acestei mașini ceva mai multă stabilitate. Și motivul pentru care seria 6 GT încă mai există este practicalitatea mașinii. Am lăsat aici câteva bagaje aruncate aici și acolo ca să vă faceți o idee cu privire la spațiul oferit de această mașină. Portbagajul are o capacitate de 610 litri, are dedesubt încă un spațiu suplimentar de stocare, tot felul de trucuri pentru a îl face foarte util, cârlige de agățare a bagajelor, butoane pentru rabatarea locurilor din spate pentru a obține ceva mai mult loc, precum și o capacitate de până la 1800 de litri dacă rabatezi scaunele din spate. La 1800 de litri ești la diferență de 300 de litri de spațiu de stocare de BMW X7, care este cea mai mare mașină produsă de BMW în acest moment. Iar suspensia pe aer se lasă singură jos în momentul în care te-ai oprit pentru a-ți facilita accesul și a încărca bagajele. Mai mult decât atât, podeaua portbagajului este complet dreaptă și nu o să ai niciun fel de problemă în a încărca și a descărca bagajele de aici. De altfel, cred că mașina asta ar fi o mașină ideală pentru shuttle la hoteluri de lux, pentru a duce bagajele la aeroport și așa mai departe. Interiorul lui seria 6 GT nu este foarte diferit, cel puțin în partea din față, comparativ cu modele precum seria 5 sau seria 7. Și pe seria 6 GT poți să-ți cumperi cam orice este disponibil pe seria 7, inclusiv poți să-i aplici tratamentul individual, care nu e disponibil pe toate modelele BMW. Iar mașina pe care o testăm noi are multe opțiuni. Pe modelul nostru de test avem piele Napa peste tot, în această culoare foarte interesantă. Scaunele sunt cele de top, cu reglaje în, nici nu mai știu, 18 direcții parcă, încălzite, ventilate, cu tot ce trebuie. Ne lipsește însă funcția de masaj, cumva a scăpat celor care au configurat mașina. Bordul este fix la fel ca pe seria 5 și pe seria 7, exact la fel ca seria 5 facelift. Am primit pe faceliftul lui seria 6 GT și un ecran mai mare. Dacă înainte avea 10 inci, acum are 12,3 inci. Și dacă e să compari seria 6 GT cu seria 7, care cred eu că este un potențial rival pentru mașina asta, o să observi că seria 7 alea, chiar și pe ultima versiune, are un ecran mai mic. Acum, depinde dacă interpretezi asta ca un lucru bun sau un lucru rău. Eu zic că un ecran mai mic e un lucru bun. Nu sunt fanul ecranelor uriașe. Dar pe mașina asta avem absolut aproape toate opțiunile. Instrumentarul de bord digital, sistemul de asistență la rulare cu păstrarea benzii și distanței față de mașina din față. Avem sistemul de climatizare cu parfum. Avem control pentru suspensie adaptivă aici și suspensia adaptivă este Executive Drive, adică cea de top care îți permite să rulezi și în modul Comfort Plus.
Iar la confort, mașina asta este foarte, foarte aproape de seria 7, dar despre asta vom vorbi când ne vom pune la drum. Tot pe modelul ăsta avem și sistemul audio Bowers & Wilkins de 3800 de euro, care se aude genial și deși toată partea asta din față este extrem de spațioasă, avem și trapă cu, avem acoperiș panoramic, și totul seamănă foarte mult cu seria 5 și seria 7, dar marele truc, marele avantaj pe care l-are seria 6 GT față de ambele mașini pe care le-am menționat anterior, se regăsește în spate. Iar acel avantaj se numește spațiu. Așa cum puteți observa, în spatele unui seria 6 GT ai foarte, foarte mult loc. M-aș hazarda să spun că e mai mult loc decât într-un seria 7. Bancheta din spate este poziționată un pic mai sus decât scaunele din față ca să poți să vezi foarte bine drumul, chiar dacă nu ești tu la volan. Aici avem și un acoperiș panoramic, așa cum vă spuneam, care ia un pic din spațiul la cap aici, fix în fața pasagerilor. Dar chiar și așa, eu am tradiționalul 184-120 de kg. Scaunul șoferului este reglat în poziția mea confortabilă la condus și ia uitați cât spațiu am aici la genunchi, la cap. Iarăși, nu ating, dar dacă nu am fi avut acest acoperiș panoramic, aș fi avut și mai mult loc și la cap. Și bineînțeles, avem și o cotieră. Pielea este de cea mai bună calitate. În spate avem propriul panou de control al funcțiilor de climatizare. Avem scaunele din spate, sunt încălzite, îmbrăcate în pielea aceasta superbă. Deci, o atmosferă absolut genială. Și practic, pentru asta îți cumperi un seria 6 GT, pentru că vrei foarte mult spațiu în spate, dar nu vrei să plătești banii pe care i-ai dat pe un seria 7. Și sincer, ele sunt foarte similare ca și spațiu, ca și lux, sunt foarte apropiate și ca și confort. Dar ca să vorbim despre confort, suspensii și modul în care se conduc cele două, haideți să ne urcăm la volan și să vedem cum se compară. Acum când ne-am urcat la volan, haideți să vorbim și de ce am menționat mai devreme, confortul acestei mașini și cum se simte ea. Și vă spuneam că e undeva între seria 5 și seria 7. De ce? Pentru că platforma este împărtășită cu cele două. Ca să vă dați seama, codul, numele de cod al acestei mașini este G32. Practic asta îți spune că e o variație a platformei folosite pe seria 5, care este G30 și G31 dacă vorbim de modelul Touring. Dar, spre deosebire de seria 5, G32, seria 6 GT, vine cu suspensie pe aer standard pe ambele punți. La seria 5 primești suspensie pe aer standard doar pe Touring, pe puntea spate. Dacă vrei să-ți pui, poți să-ți pui, dar opțional, contracost. Iar această suspensie pe aer face toată diferența din lume. Se simte incredibil de rafinată mașina asta, incredibil de confortabilă și incredibil de luxoasă. Și cam asta a fost ideea oferirii unui astfel de model. Și este o serie de caracteristici pe care am regăsit-o și pe seria 5 GT, atât în modelul pre-facelift, cât și pe modelul facelift. Și nu degeaba mașina asta poartă numele de Gran Turismo sau GT. Vă mai spuneam și în alte clipuri, un GT este o mașină destul de puternică și confortabilă, care de multe ori are două uși, dar se mai poate întâmpla să aibă și patru uși, care să-ți permită să faci călătorii foarte lungi într-un confort absolut și fără să-ți faci vreodată griji de atingerea unor viteze de croazieră ceva mai mari. Și asta livrează și seria 6 GT. Este o mașină, repet, foarte rafinată, incredibil de silențioasă, deși are geamuri fără rame, da? Chiar și așa, mașina este incredibil de silențioasă. Suspensia lucrează foarte bine și este izolată fonic de restul habitacului incredibil de bine. Deci nu auzi practic cum lucrează. Sigur, dacă treci peste niște gropi ceva mai puternice, vei auzi un dum-dum. Dar aceste dum-dumuri, aceste sunete, e inevitabil să apară, pentru că vorbim de legile fizicii și practic sunetul ce este? Vibrații. Și tu când ai o vibrație puternică undeva pe o roată, normal că vei auzi, vei simți vibrația aia și o vei auzi practic la un anumit moment. Dar ideea este că în majoritatea situațiilor suspensia disipează toată energia asta de la denivelări, de la gropi, într-un mod foarte, foarte plăcut și nu o să ai niciodată niciun fel de problemă. Și da, din punct de vedere al confortului, seria 6 GT, mai ales cu pachetul Executive Drive, cum avem noi pe mașina asta, pachet Executive Drive care îți aduce cea mai suplă și mai confortabilă suspensie pe care poți să o montezi pe un BMW,
Practic, dacă apeși pe modul confort, vei observa că ai și opțiunea plus, adică mașina devine și mai moale. În modul confort plus, practic simți că ești la plimbare prin oraș cu o barcă, da? Nu degeaba americanii au termenul luxobarge, adică o barcă luxoasă, dar pe roți. Te simți ca și cum plutești așa pe apă. Iar cu această opțiune, seria 6 GT se simte incredibil de confortabilă. Rivalizează cu seria 7, care este, alături de X7, cea mai confortabilă mașină pe care poți să o cumperi în acest moment de la BMW. Mai e un rival aici, pe care abia l-am testat și cel mai probabil, până o să vedeți review-ul cu mașina asta, o să iasă și clipul cu acea mașină, respectiv BMW iX, care este o mașină la fel, incredibil de confortabilă, mai ales pentru mașini electrică. Dar mai multe detalii în review-ul pe care îl găsiți undeva pe aici, pe canalul meu. Aveți un link aici, da? Bun, deci mașina este incredibil de confortabilă și rafinată și cam asta este ideea din spatele ei. Dar dacă vrei să mergi sportiv, poți să o faci. Bineînțeles, nu vă gândiți că veți putea merge cu mașina asta ca și cu un seria 5. Având în vedere dimensiunile, 5,1 metri lungime, și de asta e una din dimensiuni, dar și faptul că ai o greutate de 2 tone la gol pe mașina asta, puteți să vă dați seama de faptul că nu este chiar cea mai sportivă mașină pe care ai putea să ți-o cumperi vreodată, dar în linie dreaptă, în condițiile în care ai nevoie de putere și viteză într-un Grand Tourer, mașina livrează. Dar eu aici vorbesc din perspectiva modelului 640 de X-Drive pe care îl conducem noi astăzi aici. Dar în gamă, motorizările pornesc de la, din păcate, 620D. Da, 20D, pe o mașină de 2 tone. Bine, cu motorul de 2 litri e mai ușoară, să spunem că are 1900 de kilograme. Dar în continuare, nu știu cine și-ar cumpăra un seria 6 GT cu motor de 2 litri diesel sub capot. BMW îl oferă pentru cei care îl vor, dar mi se pare, n-am condus mașina, dar sunt absolut convins că ar fi submotorizată la dimensiunile astea cu motorul ăla. În gamă mai e și 630 și 640 și vârful de gamă este 640D. Pe seria 6 GT nu a fost oferit niciodată motorul quad turbo sau tri-turbo dinainte. Pe seria 5 GT aveai la un moment dat 550 și puteai să-ți cumperi cu V8-ul sub capotă, care era absolut perfect pentru mașina asta, dar în momentul de față nu se mai pune problema. Deci 640 de X-Drive este vârful de gamă. Ce înseamnă 640 de X-Drive? Înseamnă că avem sub capotă același motor de pe M340D. Este un 6 cilindri în linie biturbo mild hybrid de 3 litri, care produce 340 de cai putere și până la 700 Nm cuplu. Sistemul ăsta mild hybrid ce înseamnă? Înseamnă că avem un motoraj mic, un starter generator care preia anumite funcții ale mașinii pe anumite bucăți de drum. De exemplu, când încetinești foarte mult și te apropii de o intersecție, motorul cu combustie internă se va opri și ultimii, nu știu, 50 de metri vei face folosind motorul electric, pentru că oricum ești pe decelerare, bateria, un acumulator de jumătate de kilowatt-oră recuperează energia de pe frânare și această energie este folosită pentru a alimenta auxiliarele mașinii și așa mai departe. Deci nu este un hibrid clasic. Tot acest motoraj electric îți dă un boost de până la 11 cai putere în anumite situații și astfel turbolagul este redus la minim. Dar ce mă impresionează pe mine cel mai tare la mașina asta, bineînțeles, orice vrei să-ți cumperi vine cu cutia automată în noaptea poarte de la ZF, ce mă impresionează pe mine cel mai tare la mașina asta este accelerația de pe loc. 0-100 se întâmplă în 5,3 secunde. 5,3 secunde pe un tank atât de mare. Eu, sincer, dacă m-ați întrebat pe mine, aș defini mașina asta clar ca un crossover. Având în vedere toate trotinetele pe care le vedem în ziua de azi lansate pe post de mini SUV-uri, crossover și așa mai departe, mașina asta are o gardă la sud destul de înaltă, poziționarea la volan e destul de înaltă. Dacă stai în spate, stai și mai sus și cu siguranță ai putea să spui că e un crossover. Cred că poziția la volan este foarte similară cu ce găseai pe originalul X1. Pe primul X1, care nu era altceva decât un seria 3 un pic înălțat. Și da, mașina e mare, dar face 100 în 5,3 secunde și atinge 250 de km la oră, viteză care este limitată electronic de altfel. O bestie. Iar în linie dreaptă, accelerarea și depășirile în afara orașului sunt super ușor de făcut, atingi 200 de km la oră,
fără să-ți dai seama, trebuie doar să apeși un pic mai tare pe pedala de accelerație și mașina o zbughește înainte. Este absolut genială de condus și de depășit cu ea. Pe lângă asta, dacă vrei să o conduci în oraș, iarăși, este foarte ușor de condus, ai direcție integrală pe ea dacă vrei, mașina asta e configurată cu direcție integrală, adică și roțile spate virează și te vei putea descurca foarte ușor cu ea, deși are 5,1 metri lungime. Vizibilitatea față, stânga-dreapta este foarte ok, poziția la volan, am spus că e un pic mai sus decât într-un Serie 5, cel puțin așa mi se pare mie, iar dacă stai în spate, sigur stai mult mai sus decât într-un Serie 5, dar ai și mai mult loc, iar... Singura problemă prin oraș pe care am observat este vizibilitatea în spate, unde, bineînțeles, forma lunetei îți limitează destul de mult unghiul, dar pe lângă asta, toate cele trei tetiere din spate îți intră în câmpul vizual. Cea de pe mijloc poți să o pliezi și mai îmbunătățești un pic câmpul vizual, dar totuși nu vezi foarte bine în spate prin oglinda retrovizoare din interior. Cam asta ar fi singura plângere, în rest, mașina pur și simplu alunecă sau, mă rog, plutește pe deasupra de nivelărilor și este super confortabilă. Și sunt sigur că unii dintre voi veți fi curioși cât consumă mașina asta. În oraș am văzut un consum de în jur de 10, 11, ceea ce mi se pare absolut ok pentru o mașină de 2 tone cu atâta putere. În afara orașului, pe autostradă, la viteză de 130 de km la oră, consuma a oscilat în jur de 7 litri la 100 de km, iar pe DN a scăzut aproape de 6 litri la 100 de km. Absolut fascinant. Iar per total, cât timp am avut eu mașina, consumul este de 7,7. E adevărat, mare parte din timp am mers în afara orașului, dar vă asigur că nu am mers deloc ușor cu ea, pentru că am vrut să văd cât consumă cu adevărat acest motor de 3 litri diesel. Și motorul în sine este foarte bine echilibrat, bine izolat fonic și dacă dai mașina pe modul sport, primești un pic de sunet artificial prin difuzoare care să-ți dea o senzație mai sportivă la volan. Dar este super ok și sincer, din toate motorizările disponibile pe seria 6 GT, ăsta este singurul pe care aș putea să-l recomand. Știu, mulți dintre voi vă spune, vai, recomand diesel, da, pentru că are o tonă de cuplu și din moment ce nu avem opțiuni plug-in hybrid care să vină cu un cuplu echivalent, asta este cea mai bună opțiune pentru că e o mașină mare și grea și ai nevoie de cuplul ăsta pentru a-ți face treaba fără să te rogi de ea. Deci, sincer, eu nu știu cum ai putea să-ți cumperi un 620D, mă rog, în această configurație de caroserie. Ce-a mai rămas de spus? De ce este asta una dintre preferatele mele all time? Uitați-vă la ea, mie îmi place de mor acest design, îmi place ce propune mașina asta, atâta spațiu, atâta confort. Cred că am trecut peste vârsta în care voiam mașini ultra sportive. Sigur, mașina mea personală nu se înscrie în aceste criterii, dar e pur și simplu pentru că nu îmi permit deocamdată să-mi cumpăr o mașină de genul ăsta. Faptul că are eleron activ pe spate, de exemplu, apeși pe un buton aici și se ridică eleronul din spate, sau la viteze de peste 110 km la oră se ridică automat. E o chestie care surprinde pe foarte multă lume, pentru că, da, ai nevoie de un pic mai multă stabilitate pe spate, unde ai destul de multă greutate și e posibil ca la viteze mari asta să-ți provoace neplăceri. Sigur, mașina este foarte rapidă și super economică, adică faci 100 în 5,3 secunde și e o mașină care îți consumă prin oraș 10. E absolut fabulos și, repet, confortul, luxul pe care le ai la bord sunt greu de echivalat. Și, sincer, în momentul ăsta nici nu aș putea să vă spun ce rivale are mașina asta. Unii ar spune că CLS și A7 sunt rivali pentru mașina asta, pentru că au același profil de fastback de care vă spuneam la începutul clipului. Nu sunt de acord, pentru că alea sunt mașini mult mai mici în spate. Mai degrabă s-ar compara cu seria 8 Grand Coupe, care este un Grand Coupe adevărat, nu este un fastback. Plusuri și minusuri aici. Sincer, după părerea mea, mașina asta nu are rival în acest moment de la producătorii clasici. Poți să o compari cu crossovere, sigur, asta poți să faci, dar nu sunt multe care să aibă 5 metri lungime și atâta spațiu în spate. Bun, și toată distracția asta costă. Prețurile pentru mașina asta încep, dacă ți iei un 620D, bineînțeles, propulsie pur spate, fără tracțiune integrală, încep de la 63.500 de euro. Dacă mi-aduc eu bine prețurile aminte, mașina asta, un 640D xDrive, pornește de la 76.000 de euro, iar modelul pe care îl vedeți aici, cu toate aceste opționale, sistem Bowers & Wilkins, suspensia Executive Drive, pachetul M Sport, pielea Napa, bla bla bla, toate aceste opțiuni adăugate peste prețul de bază aduc prețul la 110.000 de euro. Da,
de banii ăștia poți să ții seria 7, sigur. Nu la fel de bine dotat, dar poți să ții seria 7. Întrebarea este, ce ați alege? Seria 7 sau seria 6 GT? Lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre mașina asta. Sunt sigur că în comentarii vor apărea două tabere care să se certe non-stop. Unii care vor spune că arată urât, alții care vor spune că e super ok și se vor axa mai mult pe esență, nu pe aparențe. Vreau să-mi spuneți totuși în comentarii ce ați alege voi de banii ăștia. Și până data viitoare, nu uitați, bineînțeles, să vă hrăniți pasiunile. Ciao!